Bună dimineața, doamnelor și domnilor, suntem din nou în direct. Noi continuăm ciclul emisiunilor de discuții cu membrii Consiliului Municipal Cahul, chiar dacă este o situație mai delicată, situație de criză. La noi în studio astăzi a venit domnul Vasile Vanțevici, consilier municipal independent, și avem mai multe întrebări legate de activitatea Consiliului, dar și nu numai. Bună dimineața, domn Vasile, mersi mult că ați acceptat invitația și ați venit aici pe loc, chiar dacă este pandemia aceasta. Bună ziua! Sunt disponibil de a răspunde la toate întrebările care o să le ridicați și față de cahuleni aș vrea să menționez faptul că nu e o emisiune regizată, care vor fi întrebările, eu nu știu. Vă mulțumesc pentru invitație și sunt gata să dau un răspuns în măsura competențelor care le am și evident și în măsura cunoștințelor, după cum posed informația care o posed. Ultima ședință a Consiliului Municipal, care a avut loc în situații de carantină și așa mai departe, a avut loc în luna martie, 27, dacă nu mă înșel. Ați prezidat-o, ați condus ședința. Eu nu ți-am minte când ați mai condus ședință, o ședință a Consiliului Municipal, chiar și în mandatul trecut. Și era doar un singur subiect pe ordine de zi, ce presupunea el și de ce era așa nevoie de adunat consilierii în situația în care ne aflăm. În primul rând, în istoria, să spunem, Consiliului Municipal Cahul, o asemenea ședință în trecut n-a avut loc. Asta era o ședință de îndată, care a fost convocată de primarul municipiului Cahul, domnul Nicolae Dandiș. Inițial, proiectul deciziei care urma să fie adoptat în ședința respectivă conținea o singură întrebare. Întrebarea cu referire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă a bugetului orășenesc pentru procurarea, spunem, unor mijloace de protecție ce și era legat de pandemie de coronavirus. Pe parcurs au mai fost idei, au fost completată decizia respectivă cu atribuirea atribuțiilor suplimentare primarului municipiului Cahul sub aspectul că primarul să aibă dreptul de a opera modificări la buget pentru a suporta cheltuielile care sunt impuse de situație. Le mulțumesc colegilor din Consiliu, au fost receptivi, înțelegători și, în principiu, această decizie, acest proiect care ulterior a devenit și decizie, după votare, a fost votat unanim, adică cu toți 24 de consilieri care au fost prezenți. Trei consilieri au fost absenți, dar au fost absenți pe motive obiective, ca de exemplu domnul Crăciun, șef a spitalului, avea de ales sau vine la ședință sau șede și gestionează chestiunile și aici sunt de spitalul raional Cahul și evident că era o prioritate că el trebuie să afle la spitalul raional Cahul și nu la ședință respectivă, că oricum să rezolva problema. Și eu consider că noi am adoptat decizia asta destul de just, logic și așa mai departe, adică dând, spunem, competență primarului de a opera modificările astea, adică mai operativ primăria municipiului Cahul poate interveni într-o situație sau alta, efectuând modificările respective la buget, care de altfel, cum ne dovedește nouă situație, devine un buget foarte, foarte auster. Și multe planuri, spunem așa, multe intenții care le-am avut la începutul anului, sunt date peste cap. De acum, când vom ieși din criză și să vă face o analiză, de acum o să vedem care este totuși situația noastră financiară. Cât pe departe nu e bună, asta este clar din start. Cred că rezultatul acestei decizii, primăria municipiului Cahul, din bugetul municipal, au fost alocați tipul de împrumut la două întreprinderi. Bine, o întreprindere municipală și o societate de canal. Da, evident că aici, spunem așa, la general, că primarul are, spunem așa, o delegație din partea Consiliului de a opera acolo, în decizia asta s-a menționat că primăria este în drept de a acorda împrumuturi la două întreprinderi, cum
cum ar fi întreprinderea municipală, gospodăria comunală locativă CAHU, care trebuie să mențe starea sanitară într-o, spunem așa, la o notă satisfăcătoare în municipiu și societatea pe acțiune, apă canal. Și evident că s-au încheiat contracte gospodării comunale locative, dacă nu mă înșală memoria, au fost alocate cu titlul din frumos 300.000 de lei, care ei ori trebuia să le rambursează până la finele anului, până la luna decembrie, și societății pe acțiune apă canal CAHUL 500.000 de lei. Asta le-au dat, le-au permis lor de a avea o stabilitate financiară cât de cât stabilă, de a asigura procesele tehnologice și la o întreprindere și la altă întreprindere. Și, de cât m-am informat, la zi, întreprinderile date, da, evident că situația financiară și a lor e dorit de a fi cu mult mai bună, dar în orice caz, cu acest suport, ea își exercită atribuțiile și destul de reușit. Păi, dar vedem că Comisia Situației Excepționale, de exemplu, a raionului CAHUL, dispune de a aloca bani în bugetul raional CAHUL, dispune direct, fără ca să aibă atribuții, astfel de atribuții, de exemplu, președintele raionului sau cine acum e interimat. Nu, e evident că nu poate o, spunem, o altă structură de a obliga altă structură de a aloca mijloace finanțe sau nu. Evident că ceva sau nu a fost înțeles acolo, sau că nu a fost redactată dispoziția asta Comisiei Raionale pe situații excepționale, nu a fost, să spunem, destul de explicită, deși Comisia poate să vie cu, numai cu recomandări în domeniul ăsta. Cu recomandări, ei, posedând situația, spunem așa, mai amplu decât noi la nivel local, dar puteți vii cu recomandări și eu percep dreptul recomandare, dar nu o impunere. Da, da, îi pot să administrez banii? Nu, evident că nu. Nu, evident că nu pot să-i administrez, pentru că nu sunt, nu, chiar și în situația în care suntem, nu se înlocuiesc organele statale, organele locale, cu alte organe, cu prerogative și așa mai face. Cu titlul de recomandare, da, noi observăm chiar și la nivel de Republică, unii dispoziții a Comisiei pe situații excepționale a Republicii Moldova, vin cu titlul de recomandare, se recomandă. Altă chestiune când va fi impus. Impuneri de acest gen n-au fost și nici nu pot fi. Păi da, eu să luăm o mică pauză și eu să scot o dispoziție, chiar ultima, unde se solicită directorul general sau, cum se numește, șeful Direcției Generale de Finanțe să identifice 100.000 de lei pentru nu știu mai ce cheltuieli. Bine, important. Nu, la nivel de raion vin cu recomandările, dar totuși în fine trebuie să aibă competențele. Ori legea privirii la finanțele publice locale nu a abrogat-o nimeni, sunt competențe. Nu poți face imixiuni, că viața continuă. Nu se oprește la pandemia asta și pe urmă cumva începem de pe o foaie albă de a trăi cumva altfel. Nu. El continuă, nu se întâmplă nimic. Da, este o situație extraordinară, fără precedent și așa mai departe, dar totuși, spunem așa, bazele semnificative a statului de drept de rămân în vigoare. Nu preiei chiar toate competențele. Da, e situația extraordinară. Cu titlul de recomandare, eu consider că nu destul de reușit, poate că a fost formulată dispoziția respectivă la care dumneavoastră faceți trimitere. Practic toate unde se alocă surs financiare sună la fel. Bine, noi să revenim la subiectul ăsta după pauză, când o să scoatem, o să dăm în tiparul dispoziție, să o vedem și cât e de legalitate. Dacă bântul e percepția că nu poate să nu fie... Eu înțeleg, suplete, da? Noi o leac mai confundăm, ca și, adică nu că la noi în asta, dar... Adică documentându-mă și eu pe rețele de socializare și să mai petrecem în Republică, unele comisii pe situații excepționale, chiar că au sărit peste cal, să spunem așa, au început să asume niște competențe, numesc în funcție, destituie din funcție, stați voi, băi, opriți-vă, și are pandemia. Cu deridicatoarea de la o casă de cultură, ca de exemplu, dar n-are nimica. Că să fie numit în funcție sau așa l-a figurat spunând.
Nu, da, că spunem cu convenția, cu excepția articolului 3, 4 și 7, dacă nu mă înșală memoria, și-o încetat, spunem așa, activitatea pe teritoriul Republicii Moldova, odată cu introducerea situației excepționale, evident că Consiliul Europei a fost informat despre chestiunea asta, că în Republica Moldova este introdusă situația excepțională, dar evident că drepturile rămân drepturi, omul are dreptul la muncă. Oricum, să-l concediezi pe dânsul, să-l numești pe altul, trebuie să unele criterii. Dacă cineva vrea să facă trimitere la dispoziția numărul 4, dacă nu mă înșală, a Comisiei pe situații excepționale, acolo e vorba de instituții de publice și e vorba de Comisia Republicană pe situații excepționale, care, într-adevăr, în domeniul când o instituție publică nu respectă dispozițiile Comisiei Republicane sau, spunem așa, dispoziția comisiilor de la nivel local, se poate de interveni și de a schimba un conducător a unei instituții publice, asta este cu totul altceva. Când începem de acum o operat chestiune, este de a aranja oamenii la lucru pe la întreprinderi municipale, prin subdiviziunile Consiliului Raionale și așa mai departe. Păi nu e normală chestiunea asta. Ce verifică? Legalitatea? Legalitatea la Cancelarea de Stat. Ele nu sunt publicate, deciziile, dispozițiile? Păi mai mult ca atât, dacă ar trebui să fie și publicate, lucrurile este să fac tacete, adică asta nu se întâmplă la noi, spunem, în raion și nu se întâmplă la noi în oraș, chestiunea astea, dar în Republică se întâmplă și asta vorbește de acum despre calitatea managementului administrativ și cum înțeleg ea dispozițiile Comisiei situații excepționale republicane. Le tratează cum le trece prin cap. Păi chiar și de mirare. Ori pandemia asta ne impune pe noi la o disciplină. Dacă spunem așa, unele chestiuni până la pandemie puteau de abordat sceptic, apoi acum ele sceptic nu mai poate fi abordate. Oricum am trăit înainte, nu se poate de trăit, dar cum trăim acum, nici pe atâta. Și viața ne impune de a respecta strict regulile. Vasile, da, sunt perspective ca ședințele Consiliului, de exemplu, municipal, regional, să aibă loc într-o altă formulă, că să nu mai fie adunați consilieri la în aceeași sală sau online, nu știu cum acum e. O altă metodă decât a face ședințele cu prezența fizică nu se identifică în legislația noastră națională, nici în legislația internațională. Am urmărit cu atenție, căutam și eu poate o soluție cumva acolo, că facem un regim online, nu se identifică. Mai mult ca atât, preultima hotărâre a Curții Constituționale cu referire la asumarea răspunderii de către guvern, adică asumarea și ea care a primit un aspect politic și era atât de discutat în societate, Curtea, în principiu, a declarat neconstituțional asumarea asta de răspundere numai pe motivul că nu a fost respectată procedura. Nu de atâta că nu era benefic însuși conținutul asumării, da, el era benefic. Numai pe motivul că nu a fost respectată procedura. Și, spunem așa, opiniile unor parlamentari că ședința ar putea să aibă loc și fără prezența, spunem, deputaților fizică. Asta nu a fost acceptată de către Curtea Constituțională și evident că a fost declarat neconstituțional. Prin urmare, urmează să ne conformăm. Urmează să ne conformăm situația excepțională, adică declarată până pe 15 mai, următoarele săptămâni, cred că or să arăte unde suntem, va fi prelungită, nu va fi prelungită și o să ne reluăm activitatea. Asta e viața. Și n-a depins de noi, n-a depins de guvern, n-a depins de Parlamentul Republicii Moldova. În situația asta, e nu numai Republica Moldova, în situația asta, îți spunem toate țările, avem și face, trebuie să ne conformăm. Am înțeles. Ce ține de activitatea Consiliului, eu să înțeleg că în perioada asta este așa o incertitudine și am văzut mai mulți consilieri se implică în acțiuni civice, merg cu tot felul de pachete
sociale, ca prin cetățeni, împreună cu primărie, evident, îi susțin cumva. Dar ce părere aveți despre asta de acțiune? Adică am o părere pozitivă, că se implic, dau, spunem, careva ajutoare, identific surse financiare, poate le procura. Asta e bine. E bine, dar din altă parte am și o apreciere critică. Statul și autoritățile publice trebuie să fie funcționale, să facă față tuturor lucrurilor în domeniu. Noi suntem mari maestri la cerșit și la a face pomeni. Stabilitatea nu e în trafic, care este capacitatea cuiva de a da cuiva ceva. Statul trebuie să fie în siguranța asta. Nu cu părere de rău, parcursul a 30 de ani, noi am construit ceea ce am construit, că trăim din pomeni. Chiar și ultimul, spunem așa, incident scandalajos cu împrumutul ăsta din Federația Rusă, aici ar trebui de conștientizat. Băi, oameni buni, nu noi dăm cu împrumutul, noi luăm cu împrumutul. Atunci am putut să ne mândrim noi, să spunem că am gestionat corect treburile publice, treburile statului, că noi o să acordăm la alte state împrumut. Aici noi nu luăm cu împrumutul și vorbim de așa mai simplu, statul nostru e plin de datorii ca cănile de purici. Nu că e straniu lucru, dar spunem să rămânem recunoscători pentru faptul că cineva mai riscă în condițiile astea, încă și de pandemie, când economia este înghețată, de a ne acorda împrumuturi. Eu nu spun, nu pătrund în esența acordului șala cu articolul 7.2 acolo, care vor fi riscurile și așa mai departe, care ar trebui să fie renegociate sau și atribuie. Noi vorbim însuși ca fenomen, da, suntem în situația în care noi nu dăm cu împrumutul la nimeni, că nu avem de unde, dar noi trăim numai prin împrumut. Și asta e situația jarnic de atâta și medicina s-a pomenit de a fi în condițiile este austere, când spunem așa, nu că la figurat, dar chiar la direct, cadrele noastre medicale cu un mare risc pentru sănătatea lor și pentru sănătatea familiilor lor, ea că înfruntă greutățile este la un nivel a unui sistem care l-am adus la o stare de preventivism. Nu din culpa lor, din culpa noastră. Cum am ales? Așa am gestionat treburile statului și am ajuns acolo unde am ajuns. Ce ține de businessul local și de bugetul municipal? La ultima ședință pe care ați prezidat, unul dintre consilieri a încercat să abordeze, după ce s-a finisat ședința, ce drept, a încercat să abordeze un subiect de a scuti agenții economici, antreprenorii de anumite taxe locale sau de a scădea ponderea acestor taxe și impactul asupra acestor agenții economici, ce părere aveți despre asta sau când asta s-ar putea de făcut și dacă merită? Nu, evident, Consiliul audiază raportul financiar privind mersul executării bugetului local semianual, anual și evident că undeva în luna iunie, iulie, când se va examina raportul ăsta, cum merge executarea, unde sunt lacunele, adică care bani au venit, care bani urmează să vii, să vedem care este situația noastră financiară și evident poate că și taxele locale vor să trebuiască să fie revizuite în dependență de consecințele care ne le-au adus starea asta de urgență. Dar în ședința aceea de a vorbi despre taxe, asta era prematur. Pentru că dacă oamenii nu lucrează, care taxe? Ele taxele în genere nu sunt acum. Taxa, impozitul pe venit. Care impozit pe venit? Când omul nu a lucrat. El nu este în genere. Și să-l scutești dânsul. Pe parcurs urmează de acum de a examina și chestiunea respectivă. Evident că ar trebui să de intervenit pe sectoare anumite, acolo care sunt mai vulnerabile, ceva de mai scăzut, deși situația financiară
e precară și nu numai la nivelul orașului Cahul, și la nivel republican, și la nivelul statelor economic dezvoltate, acele State Unite ale Americii, așa și Marea Britanie, așa și Franța, se confundă cu greutăți. În Statele Unite ale Americii, PIB-ul a scăzut cu 4,6, numai în ultimul 24 de ore au avut loc 2500 de decese. Asta e o tragedie și spunem cineva că să facem un reproș noi acum că, și promisiuni, să facem reproș că nu se gestionează o situație cum, într-un anumit domeniu cum ar trebui să fie e gestionată sau că ar trebui de făcut acum la zi, interveni, scutiri, tax și așa mai departe. Asta ar fi un populism. O experiență în domeniul ăsta, omenirea încă nu a avut-o mai mult ca noi, ca autoritate publică locală și ca, spune, ca guvernul, ca autoritate publică centrală, nu a fost. Viața acum ne învață pe noi. Și trebuie de făcut și cum trebuie de făcut. Evident că la formele care au fost până la asta, spune, gestionarea economică și gestionarea treburilor publice, cum la nivel local, așa și la nivel central, ele nu or să mai fie. Viața și-a introdus corectivele ea de la asta, puțin depinde de noi. O să trebuiască să însușim, să învățăm lecția, să facem concluziile și să intervenim. Bine, dar în măsura în care suntem în drept de a interveni. Influențează și, bine, are un impact și asupra activității APL. Primăria orașului Cahul, practic, e în carantină și nu este acces, nu este comunicare cu publicul, bine, funcționarii care sunt la servici, care lucrează de acasă, dar iarăși În măsura în care situația impune de a fi gestionată, primăria totuși rămâne funcțională și autoritatea publică, autoritățile publice, la nivel local, la nivel central, ele rămân funcționale. Alte chestiuni, că formele funcționalității ele se modifică și nu se poate spus că au plecat toți și nimeni nu mai monitorizează și nu mai iacă. Asta iacă, am avut o discuție cu președintele Intermar al raionului, evident și președintele Comisiei pe situații excepționale pe raion, adică să clarificăm unele chestiuni privind realizarea produselor agricole. Comisia este funcțională, Consiliul Regional este funcțional, deși nu este prezența, mai este și lucrul la distanță, comunicarea. De, Doamne, avem acum resurse de comunicare foarte performante. Iacă președintele interimar a Comisiei a comunicat că au perfectat deja lista 17 producători agricoli care trebuie să fie prezentate la potrivit decizii care au fost adoptate ieri, dacă nu mă așa la memoria, trebuie să fie prezentate la primăria municipiului Cahul, la rândul său primăria municipiului Cahul, în persoana primarului orașului Cahul, trebuie să identifice locurile de comercializare a produselor agricole, să vedere răsad, legumi și așa mai departe, să autorizeze locurile de amplasare, să stabilească graficul unii producătorii, nu spunem comercianții care procură într-un loc, în alt loc, dar însuși producătorii și vor realiza producția. Da, e de dorit că procesele astea se decurgă o leacă mai energic, dar aici avem de ales între economie și, să spunem, și măsurile de protecție a oamenilor care frecventează aceste locuri. De atâta pașii ăștia, într-o măsură oarecare, își fac cam timid că nu dă Doamne să facem deva careva greșeli și izbucnească o pandemie care pe urmă nu o să fim bucuroși și nu că să cumpărăm produsele cele agricole, n-a să aibă pur și simplu și în slevând, când omul stă în carantină, fiecare în ograda lui ea și cu bunurile lui care le are, fie ele agricole, fie ele materiale și care nu se realizează, că eu observ și un lucru, ea că s-a reluat activitatea unităților comerciale. Oamenii au perceput chestiunea asta drept un sfârșit a pandemiei, și s-a început circulația asta oamenilor fără sens. Oamenii nu înțeleg că da, s-au redeschis magazinele. Dacă te pornești undeva de acasă, trebuie să știi cert unde te duci, deși te duci, ce vrei să faci acolo și cât mai rapid te întorci înapoi. Nu să umbli să nu mergi vraghiile pe gardurile orașului Cahul. Adică așa niște plimbări.
Da, să ne revenim la subiectul dat după o mică pauză și vedem în timp decizia, una dintre dispozițiile Comisiei Situației Excepționale, Regionale, să vedem, poate sugerați dumneavoastră ca expert ceva mai da, aici în cadrul legal. Eu vreau să mă mai repet încă o dată, cu o experiență în domeniul ISTA absolut nu este nicăieri. Noi învățăm acum lecțiile și dacă undeva vreo comisie, situații excepționale, nu numai comisiile noastre, dar și pe teritoriul Republicii Moldova, formulează o decizie care nu e destul de reușită și eu puțin au avut intenția de a face un lucru bun. Da, e alta cum formulează chestiunile astea și cum se percep ele. Evident că viața continuă și legea trebuie să fie respectată. Bine, ieșim la pauză. Revenim în scurt timp. Ajuns la Cahul și astăzi îl transmitem conducerii spitalului pentru că dispozitivul acesta eu l-am văzut până amând numai prin internet, nici în mână nu l-am ținut. Desigur că e o donație foarte utilă, în primul rând, pentru protejarea lucrătorului medical din secția noastră, care ne întâlnim anume cu cei mai critici pacienți. Am în secție avem 2 pacienți critici, încă nu sunt la ventilație mecanică, sperăm că nu vom ajunge la asta, dar în caz de ceva, protejarea medicului care va efectua această procedură este de aproape la 100%, pentru că permite efectuarea nu prin vizualizare directă a coardelor vocale, dar prin vizualizare pe videocamere la distanța mâinii. Ajut de mulțumire pentru toți cei care au contribuit. De ce este important? Pentru că este un aparataj care poate nu este foarte costisitor sau să zicem că e foarte mare, dar pentru noi contează foarte mult implicarea și felul în care oamenii vor avea dovada că banii care au donat au ajuns la destinație, sunt utilizați și este foarte util acest aparat pentru sănătatea oamenilor. De aceea, noi ca primărie am susținut această campanie și considerăm că aceste gesturi pot să încurajeze oamenii, să-i motiveze ca și la alte campanii, pentru alte necesități vitale, pentru instituțiile medicale sau în astfel de crize, să fie receptivi, să se implice și să vadă rezultatul acestor contribuții pentru sănătatea publică și pentru municipiul Cahul în ansamblu. Vreau să menționez că acest echipament se va folosi și pentru alți pacienți critici, deci nu doar COVID, dar în special a fost achiziționat pentru asta. Din ceea ce cunosc, din ceea ce am văzut, este al treilea spital din țară care este dotat cu astfel de echipament. Și uitați-vă cum cahulenii s-au mobilizat și aici de pe loc și cei de peste hotare, astfel încât spitalul nostru să beneficieze, să aibă în dotare acest echipament și cu siguranță va spori gradul de siguranță tuturor cahulenilor și tuturor care vor avea nevoie de îngrijiri medicale avansate. Mulțumim acelor care au inițiat această campanie, cei care au contribuit, cât de mică contribuție n-ar fi. Foarte important este gestul și este dorința de a sprijini sistemul de sănătate care trece prin vremuri grele. Vă mulțumim foarte mult! S-a colectat în jur de 3.300 de euro, care urmează să fie deja investiți. Am procurat în primul rând aparatul atât de necesar, videolaringoscopul. Restul banilor deja vom finanța în necesitățile spitalului și vreau să menționez faptul că apreciem foarte mult eforturile depuse de către medicii noștri și vrem, în măsura posibilităților noastre, să susținem această acțiune. Acest exercițiu sau această situație de pandemie până la urmă ne-a făcut să ne mobilizăm și să vedem într-adevăr că suntem susținuți de toți acei care, chiar dacă sunt plecați peste hotare, stau cu gândul și cu inima acasă. Doar împreună, prin efort comun, noi putem toți cahulenii de pretutindeni sub îndrumarea, împreună cu Asociația Băștinașilor Cahulenii Reuniți, să realizăm și de azi înainte multe inițiative și proiecte pentru Cahul. Și noi revenim în studiu. Vreau să revin, domnul Vasile, la discuția noastră privind la comercializarea produselor, bine, autohtone, sunt de produse alimentare. Poate Consiliul sau Comisia Municipală Situației Excepționale să nu admită comercializarea? Spun că, băi, nu...
Este un pericol, orașul acolo sunt mulți îmbolnăviți, noi o să mai așteptăm cu repornirea acestor acțiuni. Nu, haideți noi să pornim de la fie. Totuși este dispoziția Comisiei Republicane pe situații excepționale. Unii au fost permis comercializarea produselor agricole. Este dispoziția Comisiei Raionale din 29 sau 28, da, din 28 aprilie. Dispozițiile. Ele nu se supun unor dezbateri, că e bine, că e rău, ca să facem așa, că o să facem altfel. Dispozițiile trebuie să fie executate. La rândul său, eu am menționat, Consiliul Raional Cahul a perfectat lista producătorilor agricoli, lista ar fi prezentată la primăria municipiului Cahul și evident că primarul trebuie să identifice locurile, să le autorizeze, stabilind un grafic pentru comercializare, în care puncte, cine, când și cum va comercializa produsele agricole. De atât și situația excepțională. Noi nu suntem la dezbateri preelectorale de a ne prezenta unii sau alții drept salvatori a națiunii, de a ridica careva restricții, de a impune restricții și mai departe. În situația asta de pandemie, deși s-a introdus situația asta excepțională, toate lucrurile sunt dirijate. Dacă spunem așa, unele elemente de totalitarism, da, că trebuie să te supui, trebuie să execuți, că nu-ți place, că nu e asta, că nu e așa, și mai departe, se limitează dreptul la circulație. Asta e situația, fraților, asta e situația, trebuie să-i executăm. Și când, în cât timp ar putea părea comercianți, ambulații, să înțelegem că nu sunt... Eu nu văd aici o problemă. Consiliul Raional a prezentat lista comercianților, azi pe parcursul zilei și al târzău mâinii, primăria trebuie să determine. Unii sunt locurile și... trebuie din început comerțul. Deși evident că trebuie să fie respectate regulile, pentru că, mă mai repet încă o dată, odată cu redeschiderea magazinelor, oamenii au perceput situația, drept că pericolul nu a trecut. Coronavirusul, spunem, el nu se vede cu ochiul liber, el nu are miros, pe dânsul nu poți să-l pipăi cu mâinile, și mai departe, în asta și este pericolul. Nu vezi, nu pot, dar regula trebuie să fie respectată. Deși sunt unele chestiuni, m-am uitat și eu pe rețele de socializare, că trebuie de făcut una, că asta este inutil, este discuții și este teorii. Noi trebuie să fim conștienți că lumea, să spunem, profesioniștii din domeniul virusologiei nu poate încă să stabilească, să dea un răspuns cert. Și cu coronavirusul ăsta, cum se tratează el, când va dispărea, care o să fie consecințele. E o situație absolut extraordinară, de atât nici noi nu trebuie să ne atârnăm cepte. Eu nu spun că noi trebuie să fim pesimiști, să intrăm într-o panică, noi trebuie să fim disciplinați. Salvatoria națiunii în Republica noastră, acum este Comisia pe situații excepționale și fiecare cetățean luat în parte. Unii decid, alții execută. Mâine e data din 1 mai. Pe 15 mai se finisează starea de urgență care e instituită în Republica Moldova. Pe 16 mai, ce se întâmplă? Se redeschid piețe, adică niște limitări de circulație, eu nu știu, care e partea legală? Nu, evident că după data de 15 mai or să decadă, să spunem, unele chestiuni care au fost, spunem așa, interzise acum. Dar asta nici pe departe nu înseamnă că noi revenim la viața la care au fost până la. Unele interdicții or să rămâie, regulile evident că or să trebuiască să fie respectate și regulile or să fie impuse, evident că și sancțiuni or să fie, pentru că nu ieși așa dintr-o situație excepțională, ieri a fost și mâine nu este.
să iese lent. Iacă noi am început și noi în Republica Moldova s-au început ieșirea lentă din situația asta. S-au permis, s-au reluat activitatea centrului, adică magazinului de construcții, da, Ctioleacă, el să reie. Asta pe etape intră, pentru că noi trebuie să vedem care sunt consecințele când reie activitatea asta. Și dacă pe data de 15, spunem așa, noi Comisia pe situații excepționale republicane, adică ridicând Ctioleac restricțiile până pe data de 15, nu mai izbucnește, spunem, un val nou de coronavirus în Republica Moldova, atunci noi reușit trecem pe data de 15, fiind funcționari, respectând evident că regulile sanitare care se impun și mergem înainte. Dar dacă undeva la o fază mă gândesc eu, și asta o demonstrează experiența țărilor economic dezvoltate, la o fază de revenire la normalitate se întâmplă ceva ieșit din comun, clar, nici după data de 15 mai nu mai ieșim noi din situația de urgență. În România, la ridicare stării de urgență, s-au impus anumite restricții, adică prezența în încăperi, în locurile în publice, în încăperi, doar cu mască. Și în genere, vor fi da, nu este masca un accesoriu. Da, dar asta nu este o restricție. Restricția asta ar fi când după data de 15, când noi comunicăm Consiliul Europei, când noi ridicăm starea de urgență, noi revenim la drepturile noastre. În primul rând, dreptul de a circula liber. Da? Noi revenim. Dar ia că dreptul ăsta de a circula liber, el poate fi condiționat. E purtarea unei măști, mănuși, dezinfectantele, respectarea distanței și mai departe. Dreptul însușor să fie, revenim la drept. Nu mă cule cu că el este condiționat. Asta e situația. Rămâne cu dreptul la întruniri. Cu dreptul la întruniri, da, evident, dreptul la întruniri a să fie garantat, dar el poate și iarăși să fie restricționat impunându-se anumite condiții. Să respecte o distanță, să porți mască, evident, poate că și locurile acelea să fie dezinfectate de pe contul inițiatorilor la întruniri. Eu spun, viața nu o să mai fie cum a fost. Viața or să fie alta și ei este alta deja. Vrem noi, ori nu vrem. Coronavirusul a făcut optimizări mari și în domeniul, adică dacă în domeniul dreptului nu l-a făcut că revenim la dânsă, dar totuși condiționări vor să fie. Și noi cu asta trebuie să ne împăcăm cu gândul ăsta, cu modul de a trăi altfel decât am trăit. Vedeți, vă rog, punctul 4 din decizia, dispoziția Comisiei Situații Excepționale care a avut loc pe 28, este una dintre ultima dispoziție, iarăși sunt... Da, ei au, da, mă, uite, au nimerit într-o dilemă. Consiliul nu poate să-l întrunească că să decide alocarea mijloacelor financiare. Situația nu rabdă și banii trebuie să fie alocați. Da, da, Direcția Generală Finanță al domnului Constantin Hodencu va identifica surse financiare în sumă de 100.000 lei în mod de urgență din bugetul raionului Cahul și va achita serviciile de regie SRL sanatoriu nu fără apă, lumină, încălzire la prezentarea tuturor factorilor. Intenția e bună. Să facem o lămurire, pentru că la sanatoriu nu fără la moment să încazați medicii care luptă coronavirusul, va spune un alcohol și... Evident că cheltuielile trebuie să le revie, le revie ora. Dar temeiul în care, cu a fost un contract de locațiune, cu a fost un contract de comodată a încăperilor și ele, el nu se vede din decizia asta. Intențiile bune, deși prerogativele proprietarului a mijloacelor financiare este Consiliul Raional, numai Consiliul Raional își puteți dispui de mijloacele este financiare, mă rog, este o situație. De atâta noi, atunci, pe data de 27 martie, la ședința din dată, ne-am înturnit, și să nu avem la oraș situații de astea care pe urmă să fie tratate ca ilegalități după și să va ridica situația. Am delegat primarului împuternicire de a opera modificări la bugetul orașului Cahul și de a suporta cheltuielile și sunt anume de combaterea pandemiei.
La noi, dacă apare, să spunem, un asemenea act administrativ, legalitatea lui nu o să trezească dubii la nimeni. Noi am delegat în puternicieri. Aici eu sunt într-o situație. Nici Consiliul nu poate să-l înturnească, să aloce minorași financiare. În același timp, ei trebuie să ducă cheltuielile financiare pentru întreținerea medicilor la asta. Din două rele s-au ales... Care este soluția? Că, evident, cheltuielile sunt necesare și astfel de hotărâri sunt... Pentru președința Consiliului noi calculul o să reconfirme alocarea mijloacelor este financiare pentru suportarea cheltuielilor și și întreținerea spațiilor date pentru cazarea medicilor. E o situație. Situațiile este, mă mai repet încă o dată, sunt absolut fără o experiență în domeniul ăsta. Nu este. Pe urmă, evident, că ieșim din asta legislativul, o să perfecteze legislația, evident, cum se procedează, cum și fel și așa mai. Nu nimeni nu a fost gata, să spunem, nu că nu noi, dar în genere umanitatea nu a fost gata de a susține un examen de felul ăsta. Puteți da loc aici ieri la bine, iarăși legală practic, la forma în care au loc ședințele Comisiei Situații Excepționale, dat fiind faptul că, ok, ei se întâlnesc online, însă ceea ce se discută practic nu este public în afară de publicarea hotărârilor. Dar exemplu orașului Taraclie, o iau ca exemplu, unde ședințele sunt transmise online, chiar... Nu, evident că în situațiile este, în situația în care ne-am pomenit noi, trebuie să fie transparență la maxim. Și evident că ședințele comisiilor, fie la nivel raional, fie la nivel local, ele trebuie să fie transparente, să fie transmise în regim online, lumea să fie documentat, informat și asta în primul rând, și în al doilea rând, asta și dă, spunem așa, un spirit de calm în societate, când societatea vede că este un organ lucrativ, el funcționează, el decide și impactul este pozitiv. Atunci, da. Dar așa că noi numai pur și simplu citim pe o hârtie că este o decizie, sau cineva a comunicat că este o decizie. Da, într-o măsură oarecare este un element de transparență, dar nu se percepe și nu are același efect ca cum ar fi transmis în online ședință. Atunci e vedea și asta e o încredere a publicului. Da, că prin și, spunem așa, apăsătoare izolarea asta a oamenilor care este impusă, prin lipsa de comunicare, lipsa de comunicare. Când este comunicare, e tot la locul lui. Și mai transparent, oamenii percep cum trebuie să perceapă, văd că cineva are grijă, cineva decide, este cerat. Da, e de dorit. Și eu consider că dacă ne vizionează pe noi și membrii Comisiei pe situații excepționale raionale, vor lua de doleanță și vor transmite în regim online. Aș mai vrea să-i ajutăm, evident, fără nicio problemă. De a organiza... Da, da, mai ales că atâta că ziua de azi în permanență, în toate procesele și în toate timpurile, era alături de autoritatea publică locală, fie raională, fie orășănească sau de alt nivel, în permanență a fost prezent, cât a fost posibil de echidistant, dar eu vreau să spun că echidistant, asta e opinia mea, ați reflectat curgerea evenimentelor, nu se discută, pentru ce vă aduc mulțumiri personal din partea mea și evident și a colegiului de Consiliu, dacă n-au nimic contra. Că a fost obiectiv. Noi tot vă mulțumim că ați acceptat să discutăm. Chiar și ați venit la noi. Este o... Nu toți ar accepta o astfel de invitație să iasă în oraș, să expună, să mai deschidă anumite paranteze la ceea ce se întâmplă. Sperăm că în scurt timp situația aceasta se va calma și vom putea iarăși retransmite ședințele Consiliului Municipal, astfel că oamenii să fie la curent cu ceea ce se întâmplă. Eu vă mulțumesc pentru invitație, vă doresc sănătate, reflectați obiectiv evenimentele care se petrec la nivel național,
la nivel local, aș vrea să vă sugerez ideea, spunem că eu tot în permanență mă uit la toată informația care o difuzați. Guvernul Republicii Moldova, eu nu fac parte nici dintr-o formațiune politică, mai ales domnul Chicu, prim-ministru, posedă situația, este încrezut în acțiunile lui, deși situația este fără precedent. Comisia Raională pe situații excepționale, de asemenea, le mulțumesc că gestionează situația, sunt încrezut în toate măsurile care întreprind, deși poate câteodată nu chiar reușit să emit dispozițiile respective, dar o experiență în domeniul este a noi. Comisia pe situații excepționale a municipiului Cahul își realizează obligațiile, eu tot ar spune că destul de reușit, orașul se menține într-o situații sanitare satisfăcătoare. Două întreprinderi a noastră care sunt de bază în situația asta a noastră de pandemie, cum este întreprinderea municipală, întreprinderea municipală gospodarea comunală locativă, societatea pe acțiune Apă Canal, destul de reușit își asigur procesul tehnologic. Nouă, ca cetățeni de rând, urmează numai să ne supunem dispozițiilor comisiilor respective, să respectăm distanța socială, să fim optimiști, cei care trebuie să lucreze, trebuie să lucreze, cei lanți care trebuie să stea acasă, adică n-au motive de a ieși în public, să evite ieșirea în public, să fim disciplinați și eu consider că noi reușit vom ieși și din această grea încercare. De altfel, spunem, este și impactul pozitiv a situației care este crânată. În început, adică situația ecologică se îmbunătățește, eu chiar azi dimineața am trecut pe prospectul Republicii, apa în râul nostru frumoasă arată o leac cu totul altfel, nu mai curge murdăria care curge până acum, adică este și un impact pozitiv, pe lângă tot rău, așa e viața. Este ceva negativ, este ceva pozitiv. Încă o dată vă mulțumesc pentru bunăvoință și vă doresc sănătate. Noi tot vă dorim sănătate. Mersi mult celor care ne-au urmărit. Așteptăm la alte emisiuni și vom discuta subiecte tot asemenea important. La revedere! Stai acasă, nu încălca, nu încălca, că-ți viața e frumoasă. Și doar atunci vei demonstra, vei demonstra, vei demonstra că-ți pasă. Mai ușor noi vom lucra, noi vom lucra pentru societate. Cahul exemplu ne va da și împreună le reușim pe toate. Rugăm frumos să respectați, să respectați voi legea și distanța. Spălați-vă pe mâini mai des și cu săpun, căci viața e frumoasă. Noi polițiștii vă cântăm, vă îndemnăm să stați mai mult acasă, căci nu-i de glumă la moment cu ce luptăm, de voi nouă ne pasă. Să fiți vioi și sănătoși, noi vă dorim să aveți voi sănătate. Și doar atunci vom birui, vom birui, când le respecti pe toate.